Bună seara, bine v-am regăsit! Doamna președinte, stimați colegi, mesajul meu va fi extrem de direct. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați asumat această bătălie într-un moment extrem de delicat. Noi nu am mai trăit niciodată o asemenea situație când trebuie să facem și politică într-o vreme de criză. Noi nu am mai avut criză de sănătate publică, nu ne-am mai confruntat cu situația aceasta, dar iată că facem ceea ce trebuie și într-o situație care pare imposibilă. În primul și în primul rând, trebuie, și fac acest apel, să avem grijă unii de alții și de cei apropiați, pentru că, din păcate, încă se întâmplă tragedii și în țara noastră și în întreaga lume, inclusiv în județul Prahova. Dar, dincolo de această nesiguranță care bântuie prin societate, avem obligația să păstrăm cu demnitate ceea ce am moștenit, și anume o societate democratică, o societate liberă. Să nu uităm nici când că totuși, dincolo de lozinci, în urmă cu mai bine de 30 de ani, niște cetățeni au plecat din casă și nu s-au mai întors, tocmai pentru că își doreau ca România să fie o țară liberă. Și avem această obligație ca oameni politici să respectăm ceea ce avem și să facem ceea ce credem că trebuie făcut pentru comunitate într-o competiție politică. Nu este simplu, nu este ușor. Și doamna președinte Bozeanu și ceilalți colegi și Ioana Constantin au definit exact ceea ce reprezintă cele două partide învechite în rele. Noi avem însă obligația să facem ceea ce face un partid care respectă fiecare vot și respectă pe cetățeni. Să știi, doamna președintă, că și eu mă simt aici acasă, în Prahova, chiar dacă stau în București, pentru că Prahova este, cel puțin pentru bucureșteni, o a doua casă. Că iarnă, că-i vară, toți fugim prin minunățile pe care le are județul Prahova. Și orice român care respectă această țară se bucură de bijuteriile pe care le are județul Prahova. Și aveți motive pentru care merită să luptați în această bătălie politică, pentru că Prahova este unul din motoarele economiei românești și eu cred că faptul că în sine am mers în această competiție pe cont propriu și văd aici o armată de oameni hotărâți să se bată pentru șansa noastră, este un lucru extraordinar. Alegerile locale sunt importante pentru că, așa cum spunea Ioana mai devreme, sunt despre oameni. Mulți se ascund în spatele siglelor de partid. Trebuie să mergeți să le spuneți cetățenilor că în aceste alegeri se votează oamenii. Nu siglele, nu aranjamentele pe masă sau sub masă, ci oamenii.